Vicepreședinții Consiliului Județean, Gheorghe Sorescu și Cristiana Chiței, au erupt după declarația primarului Ovidiu Portariuc că va veni la Consiliul Județean cu doi vicepreședinți serioși. Am văzut o remarcă acolo că vrea să pună doi vicepreședinți serioși. Și aici vreau să-i trag, știți, Ovidiu. Asta însemnează că noi suntem de serioși. Adică, totuși, măcar să se uite la faptul că am păr, nu numai, am și-n barbă fire de păr alb și atunci aprecieri de genul ăsta permit să le facă altcineva, dar nici într-un caz Ovidiu. Celălalt vicepreședinte, Cristiana Chiței, a adăugat că socialdemocrații nu fac altceva decât să joace murdar și să bage intrigi între liberali și democrat-liberali. Tovarășul Portariuc, am văzut că vorbește acum despre o nouă majoritate responsabilă. Să înțeleg că unii dintre consilierii județeni care sunt în actuala majoritate ar fi iresponsabili și de mâine vor deveni responsabili. PSD-ul, în jocul lor pervers, nu face decât să ne incite, să ne certăm între noi. Au acționat la nivelul municipiului Botoșan, la nivel PDL, iar la nivel Consiliului Județean, la primăria Botoșan, la nivel PDL, iar la nivelul Consiliului Județean, la nivel PNL. Cristiana Chiței a declarat că este sătul de cei din PSD și că primarul ar trebui să-și vadă de proiectele primăriei, nu de treaba altora. Văd că tovarășul primăriei Portariuc, de când și-l-o mai luat și pe bunicuță ăsta viceprimar, are grijă de alte treburi decât de treburile lui. Vicepreședintele a dat ca exemplu strada Primăverii, susținând că este o bătaie de joc la adresa cetățenilor din municipiu. Am văzut că își fac poze cu noi viceprimari și în urma lor nu rămâne nimic. Cred că o să ne prindă iarna exact în aceeași postură. Cei doi vicepreședinți spun că din cele 16 semnături strânse pentru schimbarea lor din funcție au rămas 15, unul dintre colegi retrăgându-se.